Există o plantă originară din Africa de Sud, din zonele subtropicale, care atrage banii ca un magnet. Dacă aceasta se simte bine în casă, locuitorii săi nu vor fi niciodată atinși de nevoie. În plus, planta protejează casa de energiile negative, de persoanele invidioase și de blesteme. Conform DC News, este vorba despre crin, care, datorită aspectului său neobișnuit, a dat naștere mai multor superstiții. Se spune că această plantă aduce beneficii și bogăție proprietarului său. În ciuda zvonurilor, aceasta nu reprezintă un pericol pentru oameni. Singura parte a plantei care conține toxine este bulbul său, așa că este mai bine să folosiți mănuci atunci când o sădiți. O altă caracteristică a plantei este mirosul specific în timpul înfloririi, care nu ne place tuturor, dar din nou acest parfum nu reprezintă o amenințare pentru oameni. Astfel, răspunzând la întrebarea dacă este posibil să păstrați crinul în casă, răspunsul va fi pozitiv. În plus, planta este nepretențioasă. Nu îi plac razele directe ale soarelui, zonele întunecoase și udarea excesivă. Specialiștii în ezoterism spun că această floare, și anume crinul, funcționează ca un magnet pentru bani. Dacă floarea se simte bine în casă, atunci locuitorii ei nu vor fi niciodată atinși de nevoie. Floarea protejează casa de negativ externă, de persoanele invidioase și de blesteme. Mirosul special pe care îl răspândește planta înflorită este asociat cu producerea de substanțe speciale care au un efect foarte pozitiv asupra proceselor metabolice din corpul uman. În special, stabilizează tensiunea arterială. În plus, această plantă îmbunătățește somnul, crește vitalitatea, afectează pozitiv echilibrul hormonal și metabolismul locuitorilor apartamentului, relatează DCNews.ro.